La nivelul IPJ Călărași, dacă s-au rezolvat problemele indicate de sindicatul Europol, ca fiind la nivel național, privind dotarea cu echipament, cu tehnică, logistică și drepturile care se cuvin cadrelor de poliție? Aceste probleme au fost rezolvate, unele integral, altele în mare măsură. O să vă informez că avem o relație cât se poate de corectă și cu sindicatele și cu colegii noștri care au nevoie de aceste echipamente. La momentul acesta, la nivelul IPJ Călăraș, nu avem probleme, de exemplu, ceea ce privește dotarea cu tehnica auto. Este, la momentul acesta, absolut suficientă, din punctul meu de vedere. De asemenea, cel puțin în ultimul an, au fost efectuate achiziții substanțiale de echipamente de protecție. Și aici mă refer la vestă antijunghiere, vestă antiglonț, cască antiglonț, precum și multe alte echipamente. Ultimele echipamente pe care le-am primit sau le-am cumpărat, de exemplu, binoclu cu termoviziune destul de utile. Tot în zona de dotare am început anumite colaborări cât se poate depune cu primăriile, cu ATO-urile, special cu primăriile municipale. Călărașul deja ne-a ajutat cu anumite echipamente prin Poliția Locală Călăraș. Avem o discuție cât se poate de avansată cu Poliția Oltenița, cu Poliția Locală Oltenița și domnul primar de la Oltenița. De asemenea, dânsul ne va ajuta cu anumite echipamente. Pot spune în premieră, se intenționează achiziționarea a două aparate drag test, a unui binoclu termoviziune, a unei drone utilitare, extrem de utile în ceea ce presupune implementarea siguranței în strict zona de competență. Vă pot face precizarea că toate aceste echipamente care sunt primite în sprijin prin primării și vor fi primite în viitorul apropiat, vor deservi strict comunitatea cărora au fost alocate. Deci nu vor fi transferate de la o zonă la alta. De asemenea, am achiziționat diverse elemente reflectorizante. Toți agenții de siguranță de poliție rutieră, dar și agenții de ordine publică au primit veste reflectorizante în cursul acestui an pentru o mai bună vizibilitate pe timp de noapte. Au fost achiziționate diverse elemente pentru portul tonfei, așpreiului și alte elemente care pot fi utilizate în activitatea de ordine publică. Au achiziționat un lot consistent de bastoane telescopice, metalice, extrem de utile din punctul tuturor de vedere, au fost solicitate. Inclusiv în zona de rutieră am distribuit astfel de elemente. De asemenea, au fost distribuite către colegii noștri dispozitive de oprire forțată. Momentan sunt utilizate în rândul poliției rutiere, pe viitor vom extinde și în zona de ordine publică. Cred că în ritmul actual în care facem achiziții pe linie de echipamente, vom ajunge foarte, foarte curând pe o încadrare de 100%, cel puțin ce prevede tabela de înzestrare. Încercăm subsidiar și am prezentat în conferința de presă anterioară, prin proiecte europene, să ne ajutăm să asigurăm condiții mult mai bune colegilor noștri. Avem proiecte de reabilitare, Oltenița va fi gata în luna decembrie, integral, Călărașul urmează în aproximativ o lună, aparatul județean, inclusiv spațiul în care ne aflăm în momentul acesta. Urmează și un proiect, este în faza avansată spre aprobare, o cooperare între poliție, jandarmerie și autorități publice locale Călărași-Silistra, inclusiv autorități de ordine publică, și acolo avem prevăzute mai multe achiziții, care toate, într-un final, conduc odată la condiții mai bune pentru colegii noștri și, până la urmă, la creșterea eficienței și a performanței. Mulțumesc!